этой станции, где Лакхенри Уорф, принципе, можно. Ну, даже мы слушали, как Лалинили Роши, Каринчен, Смайвей. Да, ты крутая, чат. Так, да у него я. А если вы я? Ну, то около, файн, как все. А если мы тебе поможем, ты ал, ты линия. А тебя же есть кто-то, если вы я. Да еще в детстве мы крепко в этой станции, мои новые. Шок, я хочу вам еще там один метро, я в метро вообще. Какой же мой еще вы отъелись? О май гад! Йо ну вот скрет! Йо парка не мерит Нью-Йорк! Ще не фрумон! Уйди, уйди, ну вот скрет, да! Чувака, я сидит фух, а еще ну плаще, толкова ну ну бини, ну кумаша, ща вас фиуна раша, ты ди перфект, анте ты перфект, раша из анте. Thank you.
чеплю хэрли сделала. Короче, Димури Дефами на Нюморі. Нос морі. Так, а еще ще охота вчера. Морі єфті, норі кустю. Кола крепкий завтрак у вас сюда. Ян, надеюсь, вы? Да, есть. Ими куда же он? О, супер. Давайте себе бидон. Да на нас на фост строишь, лезть вообще ведь все супер. Конструкции, или я могу видели? Да, это, конечно, супер. Я тоже. Привели, что же? Привели, что есть первый. Я сейчас весь день чаю. Ой, ну мы сидим сейчас на свиньи, мы себе на чаю вот приберешь. А? Норчи хотел, абсолютно норчи хотел, карем интрат, дедаты прима зину прям чепим, кайче спорт ему цомын. Дар акуман чеп ку дискуция ку ей ку hello, how are you? Do you speak Russian or Romanian? Что спон, да, румына. Russian încă n-am întâlnit, adică lucrătoare limba rusă. Poate a unu zic, dar adică eu cel puțin ce am întrebat în fiecare. În trei hotele am fost în Londra, da, acum de Crăciun. Și în toate trei foarte mulți români lucrează. Și peste tot unde mă duc, vorbesc doar românește. Așa de ușor, adică voi dacă vreți să veniți în coa și nu știți engleza, să știți că în hotele voi problema asta nu o să aveți. Mai simplu. Так. И декорат. Макаштец декорат. Декорател. Бае, колера душ. Астател. Декорат. Та и час замыкаем. Я тут вот эти фамасовки. Ну и кяр шикарный. Дика, аша паре фамас, да, ари мирос ди цигары. Сейчас они не уплачешь, ты? Когда мирос ди цигары, а то не шпарка, это парик и мизерабил. Короче, это есть с штец претерли. Vedeți care din restaurant. Puteți să uitați, e că noi vrem, eu vreau să-mi iau un homemade beef burger, vedeți, 9.50. Și mă duc acum să dau comandă de burger. Și să mâncăm și mă gătesc de seară pentru teatru. Și iată, noi am comandat la ei burger și au zis că așa e burger la dânsă, caroci, cam așa ceva. E că cu așa privelește noi mâncăm. E că așa. Olea că-i stroică aici. Ei, да, по-любому, и приятно. Ну, как видишь, что за рыцарь стоит. Так аж определили, что мы идем. Что-то было мне. Видели? Вам гостит, потому что так как у нас, да, спек, что так как у Янчит, да, что это не видимо. А ты не видимо от театра. Сын факт, я хочу на театру, да, ну, прям из позитивен, по телу есть эти нота и телу. По телу сын фарты сепараты. Cea mai mare problemă cu телу, vă dați seama, ce e aici? Nu este Wi-Fi în număr. Dar dacă vrei Wi-Fi, că eu am ieșit jos și m-am certat cu ei, dacă vrei Wi-Fi, trebuie să plătești pentru un abonat, adică un telefon, 7 lire. Dacă mai vrei și partenerul, trebuie să mai plătească și el 7 lire pe zi, pentru Wi-Fi. Este un hotel de căcat. Mă scuzați că sunt la masă, nu mai veniți și nu veniți niciodată în acest hotel. British. Nota 0. 0. Меняется, я чешкапа.
Mergem acum la micul dejun. Aici în hotelul ăsta eu nu m-am gătit tare, pentru că el nu merită. E un hotel așa mai simplu, dar una că e simplu, dar are foarte multe minusuri. Când simplu, noi am mai fost la Central Park. E super la Central Park. Tot e simplu, dar este Wi-Fi, număr, adică multe condiții bune. Nu sunt afară de Wi-Fi în hotelul ăsta care a fost, că hai că a fost numai Wi-Fi-ul. Azi, la ora 8 dimineața, uborșiță și mă trezește din somn, că e să fac curat, normal? La ora 8, băi, oamenii aici vin să odihnească. Eu nu am rugat pe nimeni să mă trezească să-și iei budilnic la ora 8. Mai ales că noi ne culcăm foarte târziu. Și bocănie tare la ușă, că e să fac curat la ora 8. Băi, am crezut că au ușit. Ce prostă la ani aici lucrează. În alte hotele așa ceva nu este. Este după ora 10 încep a trezi lumea, adică să bată la ușă după 10. Acum am venit la mic dejun, vă arăt micul dejun. Aici e micul dejun. Da, mâncarea ca peste tot, dacă sincer. Adică poate nu e așa de rău. Так, что партия это же видите, пыня, сукурли. Так, уйти я ну а там кто-то сам ел и макарбиника вот ерч. Мункаря ла фелла с эти дворец, мы скот ла Централ Парк с челяш приецуй, ка сам целетит ла хотел, и мункаря мут мой ла фелла и большая радика. Здесь аша. Здесь обиду нума кто плащит. Да? Geamurile, конечно, sunt tare, tare murdare. Și dacă mănânci dimineața cu așa bidon, aleacă, măcar asta nu te întristează, că te-o trezit sărătarea la ora 8. Ca la lucru. Uite că mi-am luat acum au ei un fel în loc de roșii și castraveți, pentru că toate hotelele au roșii și castraveți, ăștia n-au. Și au un fel de roșii așa în soc de tomate, măcar asta, că pe ouăle este pres uscate, fără nimic să le mănânci. Ca să înțelegi, la hotelul Royal Grand, Grand Royal Hotel, da, unde am fost acum, așa ați văzut deja, în stilul baroc. Acolo fetele cele în vâlval vorbești pe lângă tine și îți propun și ceai și cafea, ceaiul și cafea ele toarne, nu îți iei, te duci tu și în lăpucană să vergi peste tine, adică ca în hotelele mai simple, să zicem. Deservirea e pe nota 10 și haideți să ne gândim așa, dacă să luăm, că noi l-am luat, hotelul celălalt l-am luat în decembrie, la sfârșit de decembrie eu am făcut rezervarea asta la dânsă când e full, când, adică e sezonul, e pic. Și noi l-am luat cu 91 de lire pe noapte, dar eu sigur că dacă veniți în alte zile, adică minim adică de sărbători, eu cred că se poate de găsești cu 80, că am văzut reclamă că adică sunt zile când și mai ieftin. Dar el se merită, dar dacă să luăm hotelul ăsta, care noi l-am luat acum în British, cu 60 de lire, da, hotelul, și adaugă, dacă mai adaugi micul dejunul 10 lire, deja e 70, mai adaugă Wi-Fi-ul 7 lire, deja e aproape 80 de lire pentru așa hotel. Asta e rablă de hotel, el nu merită absolut deloc. Și tot trebuie să plătești tu și tu ieși la aceiași bani care să plătești într-un hotel normal, prostă sumă. Da, ai și Wi-Fi și nu trebuie să adaugi bani și așa mai departe. Mai scurt, hotelul ăsta nu merită deloc și nu vă sfătuie niciodată să veniți aici. În Central Park e super, pentru la fel, pentru 60 de lire, micul dejun la fel e 10 lire, adaugi micul dejun e super. Și locația e bună, e în centru, e pe linia roșie de la metro, e locația extraordinară și la Grand Royal și la Central Park, e super. Mie mi-a plăcut cel puțin locația, pentru că metro e lângă tine, o mulțime restaurante lângă tine, Hyde Park lângă tine, oriunde nu te duci să vezi ceva, adică doar tăti, cum se numesc, locurile astea frumoase de asta primiciatinăți, da, ele sunt în centru. Și Uber-ul e ieftin, noi chemăm taxi și permanent plătim 5 lire. Acum, când am chemat ieri taxi și am fost cu taxiul la teatru, am plătit 15 lire. Adică diferența este chiar să te folosești de taxi dintr-un hotel care se află mai departe, dar eu am vrut să vin aici la Canary Wharf, e nu vrem în centru, noi ne gândim că ei, noi în centru au fost în două hoteli, de să luăm un hotel lângă Canary Wharf, că aici e crută. Și uite, am luat hotelul ăsta și eu nu sunt mulțumită deloc. Absolut deloc și de asta nu vă sfătuiesc să veniți aici. Cred că mai bine luam un hotel în centru și veneam la Canary Wharf cu metro odată. Veneam și vedeam iazul ăsta de aici, râul
iš klasės aš stirbina, aš mačiau, man apu į centrų unitetą, į pėlėturį, ši mult, aš foarte tare economisești din bani pentru călătoriile astea. Chiar și să luăm metrou, noi ne ducem cu metrou, dar foarte des chiar și pe jos, dacă era o oprire, pentru ce îți plătești? Că o oprire la dânsă e o liră 50 cea mai ieftină, pare mi se, da? Cât e o oprire? Adică o călătorie. Și pentru ce îți plătești? 2,5, noi permanent plătim, sau câte 5 încărcam. Dacă tu poți, când tu ești în centru, poți să duci pe jos, că nu mori. Mai scurt, cu mult e mai comod când ești în centru, dacă vii ca turist, decât să te duci așa pe la Canary Wharf și scați iazuri, cum am cătat eu.